Cătălin Cristea este cel mai bun produs al boxului dâmbovițean. Dublu campion național în ultimii 2 ani și câștigător al Centurii de Aur, Cristea ar putea ajunge la Olimpiada de la Rio. A fost băgat în lot și Cristea Cătălin la grea, pleacă 3 sportivi, pleacă Andreana la 56, Juratonii 75, Arădoaie 81 și Cristea Cătălin al 4-lea. Ce vreau să spun, că Napoleon m-a sunat, a zis mai trebuie marți să vie la București, la pregătire, copilul va pleca, va merge la selecție, la Bacul, la Azerbaijan. Conducerea CSM-ului a perfectat o colaborare cu Dinamo în cazul lui Cristea Cătălin. Prima dată, cel mai important este pe acest turneu. Primul turneu de la Bacul ăsta ne interesează cel mai mult și pe noi și chiar și Federația Română pentru boxul românesc. Noi am făcut clubul CSM Târgoviște, am făcut o colaborare cu Dinamo, trebuie să vin să perfectăm actele și toate documentele legale săptămâna care vine, să facem cu Dinamo, cu Cristea Cătălin.